Bine, Viviana, da, uite ce început de emisiune bună am avut. Ce faci, draga mea? Foarte bine, vin de la oficiu de povești. Oficiu de povești, da. Ce bine că s-a deschis, în sfârșit. Era deschis de mult, dar nu știau fetele, am aflat eu. A, bun. Și având în vedere că această competiție ușor-ușor se apropie de final, am zis că trebuie să plusez mult și pe povești. Sunt de acord. Am fost acolo. Prețurile sunt cam mari, trebuie să recunosc. Adică probabil de asta nici fetele n-au apelat până acum. Cam cât? Victor, nu, că dacă zic... E pe săptămâna razna. Nu iau razna. Ne pui niște note pe razna, Victor. După aceea se angajează și Victor acolo, pentru că înainte să continuăm, tu mi-ai pus steluța asta aici? Ups! Am o steluță. Și steluța are păr. Povești. A, nu știu, dacă nu tu, vreau să... Atunci cine? Eu nu o să zic întrebăm nimic. Dar asta mi se pare interesant, Ilinca, steluța are păr? Are păr. O steluță păroasă. O steluță păroasă. Păroasă. Păi concurenta care o primește are păr. A, deci avem o concurentă păroasă, ceea ce e foarte bine. După cum vedeți, este o steluță specială, are și un păr ondulat. Dar de ce Victor, nicio concurentă, nu abordează subiecte la modă, subiecte hot? Cum ar fi? Adică... Cum ar fi acest trend, de exemplu, împotriva epilării, care spune că epilarea este o chestiune care, de fapt... Păi, de ce, dragă? Nu trebuie să te mai epilezi la sub braț, trebuie să fii naturală, trebuie să-ți îmbrățișezi natura. De ce doar bărbații să aibă păr, de ce nu și femeile? Adică este un subiect care mi se pare că e foarte ofertant, adică se poate broda foarte mult. De ce concurentele nu pleacă în poveștile lor și de la subiecte la modă, care pot duce către un tip de discuție? Un tip ideea de... este că, uite, în cazul meu e tardiv. Deja epilarea definitivă a fost făcută. Nu mai am cum să așa ne-am revin făcut. La rădăcin. Dar așa ne-am făcut tot în platul ăsta. Și tu ești acolo angajat la oficiul de povești? Nu. Tu asta vrei să la oficiul de povești. Aștepți la final? Sunt proprietar, nu angajat. A, de asta n-am avut eu intrare acolo. Ca să urmați să vă zic că până la urmă n-am făcut nicio afacere. Lasă că dacă vii, dacă te prezinți frumos, dacă te prezinți cu o șomoioagă aici și îmi demonstrezi că meriți, eu îți promit un pachet de două povești gratis plus una bonus și un titlu cu un șapou la jumătate preț. Așadar, aveți grijă ce povești cumpărați și cum le prezentați. Exact. Te contrazic că Moris cu siguranță te primește. Pe tine, cel puțin. Bineînțeles. Deci nu este ca și cum nu te primește. De ce? De ce, Raluca? Păi, Moris tot timpul a spus Moris îi place foarte mult de Viviana și nu cred că nu ar primi-o, că este sexy, că este o femeie frumoasă. Primesc, dragă, pe toată lumea. Știu, dar mai ales, pe Viviana. Păi tocmai asta am vrut. Dar tu crezi că pe Viviana ar primi-o și pe tine, nu? Doamne, ferește, cum? Sigur m-ar primi și pe mine, dar eu în tine îmi pun baza. Și mie mi s-a părut că are o afinitate față de Viviana. Poate o chimie fizică, nu știu, cumva... Deci dacă ar veni Raluca, eu sau Viviana, ar fi mai bucuros să vadă pe Viviana. Asta cred că ar să zică și Raluca. Că și-ar arăta entuziasmul mai mult pentru Viviana decât pentru restul. Nu neapărat că o place mai mult, dar ar fi mai entuziasmată. Bună fetiță. Ce zacină asta mică. Mamă, nici nu vreau să mă gândesc ce zacină asta mică aici. Ah, distruge 10 familii. Raluca, dar tu crezi că Moris o place mai mult pe Viviana decât pe tine? Deja-s probleme. Nu neapărat, dar a spus de foarte multe ori că Viviana este foarte frumoasă și că îi place foarte mult de ea, dar nu înseamnă că și de restul, și pe toate ne-a lăudat. Dar eu cred că o simpatizează mai mult pe Viviana. Acolo cu și 1-2%. Păi să nu că n-am făcut eu frumoasă, nu i-am dat eu fiva, așa s-a născut femeie, o femeie frumoasă. Păi m-a întrebat Ilinca și am răspuns la întrebare. Zii tu că nu-i frumoasă. Păi este frumoasă. Păi e frumoasă. Dar e acolo... Ceva mai mult. Și tu ești frumoasă. Mulțumesc frumos. E ceva mai mult acolo. Simpatizez cu 1-2% față ceva de restul. Ceva mai mult între noi, Moris. Acum? Da. Om trăi și om vedea. Dar ești corect atunci când vine vorba de jurizare. Ești corect. Nu pot să spun că... Adică cu tot că simpatizezi, ești corect. S-au perindat concurente frumoase pe aici, s-au mai perindat. Ilinca știe foarte bine, toată lumea știe foarte bine. Asta nu înseamnă că Pican și noi acum că erau concurentele frumoase. Ok, spui, remarci, nu știu ce, dar
Nu suntem la Miss Litoral. Da, știu, știu. Ba, dimpotrivă, suntem la Bravo Steel Celebrities acest sezon. Da. Au trecut aproape, aproape 5 luni, mai mult de 4 luni de când tu ești în competiția asta, Viviana. Cum au trecut lunile astea pentru tine? Au trecut foarte rapid, dar au fost niște luni foarte dificile. Cu mult nesomn, cu multe emoții, cu mult stres, dar o consider cea mai frumoasă perioadă de până acum din viața mea, pentru că am simțit că evoluez foarte mult și pe plan profesional și pe plan personal. Și atunci cred că am doar de câștigat din tot ce s-a întâmplat. Sper să rămân în competiție până la final. Cred că ăsta e visul fiecărei concurente. La început nu m-aș fi așteptat să rezist atât de mult aici, din mai multe puncte de vedere. Adică... Ba, dimpotrivă, la început ai spus că ți era foarte frică de această competiție. Da, da, am pășit destul de neîncrezătoare. Unul la mână, pentru că nu eram foarte bine pregătită din punct de vedere stilistic. Da, okay. Aici era prima mea teamă. Pe parcurs, ușor, ușor am învățat, desigur ajutată fiind. Mi-era frică de interacțiunea cu celelalte fete, pentru că mă așteptam din clipă în clipă să fie momente tensionate și nu știam cum le voi gestiona și cum mă voi descurca în astfel de situații, dar uite că mi-am demonstrat că pot să-mi susțin punctul de vedere, pot să-mi iau apărarea, pot să creez legături de toate tot genurile felul, aici. De tot felul. Și de ce nu ți-a fost frică, n-ai scăpat? Adică? Așa e în viață. Păi, când a spus că era frică de celelalte fete și a avut discuții cu celelalte fete, adică de ce i-a fost frică, nu a scăpat. N-a scăpat, exact. Da. Mi-era frică de faptul că nu voi face față stresului sau că, nu știu, nu mă voi descurca. Evident că orice om, înainte de a începe un proiect sau înainte de a începe un capitol, își face o grămadă are de temeri, gânduri. Da. Dar e bine că într-un final, bine, nu e chiar final, e bine că până acum mi-a ieșit. Eu când am intrat în emisiunea asta, sincer, nu aveam așteptări foarte mari și am intrat destul de temătoare. Și nu cu foarte multă încredere, dar pe parcurs m-a prins febra asta Bravo Steel și am început din ce în ce mai mult să-mi doresc să ajung cât mai departe și să visez la finală și să mă pregătesc pentru emisiune din ce în ce mai mult. Mi-a fost foarte frică la început de emisiunea asta, tocmai pentru că știam că stând atât de mult timp printre fete, toate stresate, toate la machiaj, toate cu gândul de a câștiga, știi, se iscă tot felul de discuții în contradictoriu și mi-era teamă de chestia asta, dar uite că am descoperit aici despre mine, în competiția asta, că pot ține piept, știi, când vine vorba de astfel de discuții, că pot să-mi iau apărarea, că pot să-mi spun punctul de vedere. La început mi-era și frică să zic ceva, nu știi, că toată lumea trăgea de mine să-mi zic opinia și mi-era frică să nu supăr pe cineva, să nu se apuce cineva să mă certe. Dar până la urmă mi-am dat seama, bă, fii tu în orice situație, spune ce gândești, argumentează orice și da, emisiunea asta e despre foarte multe. Începând, nu, și de, nu e vorba de ce ar, la început credeam că stilul e despre cum te îmbraci și atât. Uite că în competiția asta mi-am dat seama că Bravo ai stil e despre atitudine, e despre ceea ce transmiți pe scenă, e despre ceea ce transmiți publicului, despre felul în care îți porți hainele, felul în care, nu știu, simți momentul și... profiți de fiecare secundă aici pe scenă, fața juriului, fața publicului. E despre foarte multe lucruri și am descoperit multe chestii despre mine. În privința mea, într-adevăr, clasamentul nu arată foarte bine, dar așa cum am tot vorbit de-a lungul timpului, Bravo Steel este foarte imprevizibil. Și având în vedere că eu sunt, sau mă consider o concurentă puternică, cred că mă pot redresa și că pot să ating din nou cerul cu mâna. Păi da, tu, măcar clasamentul cu mâna. Tu, Viviana, care spuneai că vrei să îngropi clasamentul, se pare că te-a îngropat el pe tine acum. M-a îngropat acum, dar v-am zis. Mă scutur, mi-au haine pe mine, de-astea mișto și urc înapoi în clasament. Eu am foarte mare încredere că pot să ajung din nou în top 3.
Ai spus de asemenea că Bravo Ai Stil nu este numai despre haine, este vorba despre atitudine, de stil, într-adevăr, de cum porți hainele. Ce transmiți pe scenă? Ce transmiți publicului de acasă? Cu siguranță, dacă Bravo Ai Stil ar fi fost doar despre stil și doar despre haine, nu aș fi ajuns atât de departe, pentru că am mai spus-o de multe ori, nu vin cu un background în ceea ce privește cunoștințele stilistice. Dar aici am descoperit și am învățat că, da, stilul înseamnă atitudine, cum te prezinți în fața publicului, în fața juriului, cum reușești să-ți pui amprenta pe ceea ce porți, pe ceea ce spui, pe ceea ce faci. Uh-huh. Și cred că de asta încă mă aflu în competiție. Bun. Ai enumerat o serie de calități, să spunem, pe care o concurentă de la Bravo ar trebui să le întrunească pentru a fi un pachet complet. Care dintre fetele din fața ta întrunește acest pachet? Din moment în opinia ce fate, ta? În opinia mea? Uh-huh. Voi începe cu mine. Evident. Bun. Că... mă bucur că eu am reușit să demonstrez lucrurile astea până acum, dar din moment ce fetele astea frumoase, că da, toate Viviana, Ailinga te-a întrebat o chestie concretă, este o competiție. Concretă, din moment trebuie să răspunzi, trebuie să răspunzi. Ok, toate sunt bune, că de-aia sunt aici, am înțeles. Oricare dintre voi trebuie să fiți în măsură să faceți un top, pentru că altfel înseamnă că nu sunteți pregătite pentru competiție. Da, dacă vrei dacă eu aș participa la un concurs, da, și m-ar întreba cineva: "Băi, Nea Morise, care crezi tu că e cel mai bun?" sau "Care crezi?" aș spune: "Bă, nene, mie mi-e frică de Florinel și de Gigel. Ăia chiar sunt șmecheri pe ceea ce fac. Nu-mi fac probleme când miroase de găbiță, că mi se pare că e mai slab." Aș răspunde ferm și răspicat. Păi hai să vedem. În opinia mea, nu, dacă e să o luăm din punct de vedere stilistic, întotdeauna ceea ce a pus aici în scenă a fost top. Și aici mă refer la Ruxy. Mă, dacă nu eram pachet complet, multe dintre noi nu reușeam până acum să ducem emisiunea la bun sfârșit. Deci chiar cred că multe dintre noi avem pachetul complet. Probabil inclusiv ea, de ce să fiu ipocrită? Dar na, ea probabil crede că e pachetul complet pentru că i-au zis mai multe foste concurente că ar fi pachetul complet și așa. Acum pachetul complet... Na. Am foarte mare încredere în mine și da, mizez pe mine. Ar fi culmea să mizez pe altcineva în competiția asta, mi s-ar părea nefiresc. Și în continuare îmi pun toate bazele în ceea ce pot eu să fac în emisiune. Revenind la clasamentul de astăzi, da, ai spus în enumărate rânduri că vrei să îngropi clasamentul. Am spus, și da, să ajungi pe locul întâi, ori singură, ori cu cineva. Nu contează, da, important era să fii și tu acolo. Da. Da? În acest moment însă, ești în a doua parte, da, a doua jumătate, da, a lui. Da, da, da. M-am îngropat clasamentul pe mine, da, dar nu-i nimic. Mă scutur, îmi dau un refresh și lupt în continuare, pentru că de asta mă aflu aici. Am spus în repetate rânduri, ai dreptate, că îmi doresc foarte mult să fiu în top 3, uh-huh, și da, să ajung și să mă mențin, dacă e, Doamne ajută, pe locul întâi. Dar serios acum, ce s-a întâmplat? Că tu ai avut o perioadă foarte bună în care erai acolo în permanență, în permanență, în permanență. Da, consider că și acum sunt într-o perioadă bună, doar că, da, diferența e că și fetele care până acum poate nu obțineau foarte multe puncte sau foarte multe steluțe, au evoluat și atunci toată competiția e mult mai strânsă. Cred că asta e diferența. Nu cred că eu am scăzut, cred doar că toate ne-am ambiționat și mai mult și acum de la o gală la gală se simte. Dacă una care va să zică înainte concurența nu era atât de mare sau era punctual pe una, două, da, concurente, două, trei, din punctul tău de vedere, iar acum deja toate au evoluat foarte tare. Păi și tu n-ai evoluat? Am evoluat, că doar n-am stagnat. Păi? Am evoluat, da, să zic, m-au prins din urmă. Te-au prins din urmă. Dar nu e nimic, că tocmai inclusiv atunci Melina te-a prins din urmă. Da, păi suntem de mână pe aceeași poziție. Eu credeam că suntem pe 5, dar am aflat că Melina? 4. Nici eu nu știu ce am făcut asta. Și eu sunt foarte bucuroasă că am înaintat în clasament. Dacă pentru ea este, să zicem, o dezamăgire sau o scădere, cumva, la mine, cu toate că suntem pe același loc, la mine este un progres. Un mare progres și mă bucur și încerc
De la început am încercat și mi-am dat toată silința. Acum am și ajutor și Doamne ajută. Uite că merge din ce în ce mai bine. Mm-hmm. Da. Bun, hai să vorbim un pic și despre ținută. Raluca, ce părere ai despre ținută? Îmi place ținuta ta. Geanta nu-mi place din toată ținuta. În rest, îmi place compleul din blugi. Parcă volanul de aici din față, cum ai strâns, nu-mi place cum se vede mie. Adică mi-ar plăcut să fie ori cu un rever sau gen cămașă și tot așa aici, sau pe pătrat și simplu fără acel volan. Atât, în rest, ca și ținută, îmi place per total. Stă foarte bine, ești foarte frumoasă, dar acel volan mă deranjează. Bine, Raluca. Mulțumesc, Raluca. Am învățat și eu ceva să fac și eu cum fac fetele, știi? Nu știu ce... cum dar... fac fetele, dar... dar nu știu ce și nu știu cum ești frumoasă, dar... volanul e puțin nu știu cum. Ruxi. Eu cred că dat fiindcă este un complet look, aș fi forțat mai mult cu accesorizarea ca să-i dau styling. Cred că geanta și pantofii făcea mult mai prețios. Să fie niște pantofi, cum ți-ai pus în talie, ceva... shiny, să fie și pantofii ceva mult mai, poate să aibă o piatră imensă aici de cristal, ceva mult mai ca și accesoriu să fie pantofii și geanta, ca să cumva să dea complet look-ului un styling. Mulțumesc, fetelor! Hai să vedem ce spun jurații despre ținută. Viviana, hai în fața lor! Deci, bună seara, dragă Viviana, aș vrea să ne spui care este proveniența acestei jachete, mă rog, a costumului. De unde vine el? Este de la un designer din România. De la un designer, da. Bun. Și ai propus cumva în gală, la un moment dat, bluza aia neagră, de ți-am spus eu că face trimitere la Heidi, era de la același designer? Nu. E, atunci cineva, tu, stilista, amândouă sau... alți oameni sau habar n-am. Băi nene, v-ați descoperit această plecare către Oktoberfest, către Heidi. Pisico, tu înțelegi ce vreau să spun? Da, aici, în permanență, concurenta propune niște situații, dar nu propune corsete, nu știu, un corset simplu, corset, nu. Corset, bluză, top, whatever, ceva care nu știu cum se strânge, nu știu cum se face, nu știu cum apare, de la tăieturi, care banghește în Oktoberfest, care banghește în Josephine Münzbacher, care... De ce trimiți tu doar în zona aia bavareză? De ce nu trimiți într-o zonă, nu știu, Emanuel, franceză, italiană, dacă vrei... Eu n-am văzut Oktoberfest în ținuta asta și nici nu... Efectul de Oktoberfest îți spune de unde... Efectul, nu Oktoberfest, că arăți a vârșt, dragă. Efectul pe care îl produce, în general, ideea de top pe care tu îl propui. Și de ce designerul care a propus, care a imaginat acest costum, de ce s-a gândit la acest guler indecis, care nu e nici de Arabella, nu e nici de Prichindel, nu e nici indecis? De ce? Ori îl făcea mic, auster, cazon, ori îl făcea mare, supradimensionat. Cureaua aia și ea e indecisă. Deci avem câteva zone de indecidere stilistică. Cureaua, gulerul și faptul că prea mult târnosește această rețetă. Un ceva pe cap cu un gen de ochelar cu o poșetă nouăzeacă. Un ceva pe cap cu ochelar cu o poșetă șaptezeacă. Știi, adică trebuie să mai agiți un pic situația. Nu-ți vine rău nici culoarea, nu-ți vine rău nici costumul. Costumul oricum nu e neapărat urât, deși nu mă omor, repet, după prinderea asta de aici. Aș fi simțit nevoia unor accesorii care să fie in your face, așa, foarte bold. Da. Bold. Vivian, costumul îți vine foarte bine. Cred că designerul propune ceva pentru că probabil și el, ca și mine, în astfel de situații este până peste măsură depășit de ideea că e ușor citeț ca acest sacou să aibă revere. Și atunci el propune ceva, un romans prin acest guler. Tocmai pe chestia asta mă prind și pe mine, te rog să stai peste. De aceea îmi place foarte mult această propunere. Sigur că putea să fie mai mare sau mai mic. Aici depinde de ce a vrut să spună autorul. Dar până atunci rămâne de văzut. Noi decât sau în situația de față doar luați tu cel puțin ei costume de la designer.
și atunci te joci cu ele. Cromatic îți vine foarte bine, la fel consider și eu că într-adevăr te cam învârți într-o zonă în ultima perioadă, dar asta nu înseamnă deloc că nu-ți vine bine. Mie mi-arăți așa foarte modern, cu o tentă de 90, ești ca un Robocop romance astăzi. Mulțumesc. Ador un Robocop romance. Mi-a plăcut asta, o să o țin minte vorba asta, că îmi place. Auzi, da, eu te înțeleg motivul pentru care nu poți să intervii asupra produselor, că poate ai fi vrut să faci niște modificări, să fie orgulerul mai mare, oriceva. Însă produsul astea sunt produsele, da. Exact, astea sunt produsele la designer, pe astea le luați. Tu vorbești. Există și concurente. Păi tu ai intervenit nu că produsele, că ai intervenit în structura atelierului. Asta da, chiar în structura clădirii în care se află atelierul. Exact, nu, situația în felul următor. Voi, ducându-vă la atelier, produsele fiind deja gata, există o categorie de concurente care își fac ținutele pe comandă. Vezi, Raluca Dumitru, opulență, nu știu, Amna, am mai văzut-o cu rochii custom-made, în fine. Și altele care vă duceți la produsele fix așa cum le propune designerul. Însă nu e o greșeală, pentru că tu te-ai străduit, având un produs, să faci the best of, e adevărat, acces tipul ăla de lanț, mă rog, gros cu piet, are în seara asta, am văzut o halas. Adina Halas are. Cu cristale mari, așa, exact așa și pus. Însă n-aș fi schimbat foarte multe sandalele, îmi plac. Cromatic le-a ales foarte bine. Geanta este indecisă cu bleu ăla care nu e nici alb, arată ca un orișor. Dar îți vine bine. Da. Și culmea, în vremurile astea tulburi, că nu prea să mă produc atâtea haine. Băi, eu n-am mai văzut costumul, nu știu la ce designer este, îți vine bine, bravo stil. Mulțumesc. Bravo. Bravo, stil. Mulțumesc. Felicitări, Viviana, ce bine am început ediția de astăzi. Vezi, am ținut de observații și că încolo... Exact, vorbește cu telespectatorii. Dragii mei, 10 la 1206, dacă vreți să mă susțineți, vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele, vă pup și vă iubesc. Mulțumesc. Nu există dragoste la a doua vedere, nu există nimic la a doua vedere. Nu există, cunoști pe cineva și poate cine știe la a doua sau la a treia întâlnire ți se pare că... Nu, eu cred doar dragoste la prima vedere. Sunt o radicală nebună, demente de la Palamon. Da, și eu mă duc chestii la prima vedere, dar nu cred că e dragoste. Și eu la fel. La prima vedere vrei să te glăjbești cu cineva, îți place cineva pentru că există o atracție foarte mare, dar aia nu e dragoste. Eu fac diferența între dragoste și atracție la prima vedere. Atracție e alta, iubire e alta. Păi tocmai că știu că, că faci diferența, mă îndoiesc că poți avea iubire la prima vedere. La pe Florin am cunoscut și mi-a dat relația, dragostea și tarifă și chestiile astea e altceva. Nu știu, e vorba de un parteneriat la care nu ai cum să ajungi după niște ani în care te cunoști foarte bine, adică nu, de-aia tot ce naște din tipul ăsta de foc, de știi, de paie, nu ține, n-are cum să țină. La prima vedere e atracția, da, sentimentele apoi și înțelegerea și că dragostea nu înseamnă doar atracție, nu? Înseamnă să ne completăm unul cu altul, să ne înțelegem, fiecare are toanele lui, da? Și apoi se construiește dragostea, nu e așa? Aveam impresia că Am fost îndrăgostit de fiecare fată pe care am cunoscut-o și tata mi-a zis, stai liniștit, în momentul în care vei cunoaște cu adevărat dragostea ta, aceea, toate celelalte se vor transforma în amintiri, dar nu în amintiri cum că ele ar fi iubitele vieții tale. Ok. Și da, eu consider că există dragoste la prima vedere, este destul de rară, se confirmă, pentru că cei care n-au întâlnit-o nu pot vorbi despre ea. Și pot vorbi despre faptul că dragostea se transformă în iubire.